Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23. Și scolându-se, toată mulțimea lor, dusă-le pe el la Pilot, începură pe el, zicând, pre acest am aflat, întorcând norodul nostru. Și oprind împăratului să nu dea dajdie, graindu-se pe sine, Hristos împărat a fi. Iar Pilat întreba pe el zicând, tu ești împăratul jidovilor. El zise, tu zici. Iar Pilat zise către mai mari popilor și către mulțimi. Și către mulțime, nici o vină nu aflu în acest om, iar ei întărtau, zicând că turbură oamenii, învățând prespre toată Iudeia, începând din Galileia și până aici. Iar Pilat, dacă auzi de Galileo, întrebă, au, omul galilean este, și întrebând că din biruința lui Irod este, trimise pe el la Irod, fiind și el în Ierusalim, într-acelea zile, iar Irod, văzând pe Iisus, se bucură foarte, că era vrând de mult să-l vază pe el, pentru că auzea multe de el și se nădăjduia, vrea să-mi vedea de la el, făcându-se. Și-l întreba pe el, cu cuvinte multe, iar el nimic nu răspundea lui, și asta mai mari, și sta mai mari popilor, și cărturat tins, părându-l pe el, și defăimându-l pe el, Irod împreună, și bajocorind cu curtenii săi pe el, îmbrăcându-l pe el în veșme luminat, trimise pe el la Pilat și să făcură prieteni Irod cu Pilat. Între acea zi, unul cu altul, că mai înainte era între vrajbă, iar Pilat chemând pe mai mari popilor, și pe domnii și oameni, și pe domnii și oameni, zise către ei, adus-ul. Adus-mi ia spre omul acesta, precum turbură oamenii, și iată eu înaintea voastră, întrebându-l, nici o vină n-am aflat într omul acesta, din care păriți asupra lui. Ce nici Irod că v-a mânat pre voi la el, și iată nimica vrednic de moarte este făcut de el, deci certându-l pe el, îl voi aslobozi. Oricum obiceiul avea să slobozească lor la praznic câte unul, și singură toată mulțimea zicând, iar pe acesta și slobozi nouă pe Varavă, care era pentru sfadă, oarecare ce făcuse în cetate,
și ucidere pusă în temniță. Deci, Pilat și are grăim, vrând să slăboze pe Iisus. Iar ei striga zicând, răstignește-l, răstignește-l pe el. Iar el a treia oară zise lor, dar ce rău a făcut acesta? Nici o vină de moarte nu afla întru el, iar certându-l pe el, îl voi slăbăzi. Iar ei să invităm cu glasuri mari cerând pe el să răstinească și să întărea glasurile lor și al mai mari popilor, iar prin ajdecă ca să facă după pofta lor și slăbozilor pe cel aruncat în temniță pentru sfadă și ucidere pe care îl cereau. Iar pe Iisus îl dede pe voia lor și de-a cărdus repre el, apăcându-se de un Simon Chirineu ce venea din câmp, pusă peste el crucea să o ducă după Iisus. Iar mergea după el mulțime multă de oameni și de muieri, cele ce plângea și jălea pe el. Și întorcându-se Iisus către ele, zise, Fiicele Ierusalimului, nu plângeți asupra mea, însă peste voi plângeți și peste feciorii voștri, că iată vor veni zilele care vor zice, ferice de cele sterpe și pântecele cele ce n-au născut și țâțile care le n-au alăptat, atunci vor începe a zice, măgurilor, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți pe noi, că de fac acestea în lemnul cel umăr, în cel uscat ce se va face. Ducea și pe alți doi tâlhari de rău, pe de alți doi, ducea și pe alți doi făcători de rău, împreună cu el să-i piarză. Și când veniră la locul care se cheamă Căpățână, acolo răstignire pe el și pe făcătorii de rău, unul de-a dreapta, iar altul de-a stângă. Iar Iisus zicea, Părinte, iartă-lor, că nu știu ce fac. Iar împărțind veșmintele lui, aruncară sorți și stau oamenii de privia și bajocoria și boiari împreună, zicând, pe alții am mântuit, mântuiască-să pe sine, de este acesta Hristos, cel al lui Dumnezeu, ales. Și-și bătea joc de el și ostașii, apropiindu-se și-o țăt aducând lui și zicând, de ești tu, împăratul jidovilor, mântuiește-te pe tine. Și era și scriptură scrisă deasupra lui, cu slave rinești și rimele, rimlenești și jidovești, acesta este împăratul jidovilor. Iar unul din cei făcători de rău, care era curăstinit, curea pe el, zicând,
de ești tu, Hristos, mântuiește-te pe tine și pe noi. Iar răspunzând celălalt, ce ta preie zicând, nu te temi tu de Dumnezeu, căci într-o această judecată ești. Și noi pe dreptul, pentru că vrenici ce, de cele ce-am făcut luăm. Iar acesta nimic rău n-a făcut și zicea către Iisus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta. Atunci a zis Iisus lui, adevărat zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Și era ca la al șaselea ceas, și întuneric s-a făcut peste tot pământul, până la al nouălea ceas. Și se întunecă soarele și s-a sfintecă, ca tăpeteazma bisericii prin mijloc. Și stingând Iisus cu glas mare, zise, Părinte, în mâinile tale dau Duhul meu. Și acesta zicând, își dese Duhul. Iar sutașul văzând ce fu, slavi pe Dumnezeu zicând, adevărat acest om drept era, și toată mulțimea care venise împreună, la cea privire văzând cele ce s-a făcut, vedând piepturile lor se întoarseră și stătoți cunoscuții lui departe, și muierile ce care le venire după el din Galileea, văzând acestea, și iată un bărbat, anume Iosif, sfetnic fiind, om bun și drept, acesta nu era pristănind cu sfatul și cu lucrurilor din Arimateea, orașul zidovilor, care și acela aștepta împărăția lui Dumnezeu. Acesta, venind la Pilat, cerșu trupul lui Iisus și pogorându-l pe el, învăli în cearșaf și-l puse mormânt ce era săpat în piatră, pentru care nu era nimeni pus. Și ziua era vineri, și se lumină spre sâmbătă. Și urmând și muierile, care le erau venite cu el din Galileea, văzură mormântul și cum s-a pus trupul lui. Și întorcându-se, gătirea rămată și un sori scumpe, și sâmbătă odinioară, odiniră, după poruncă.